es como que lo puedes entrenar. Importanța zilei e prezența dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult pentru că dă naștere la solidaritate de care avem atât nevoie astăzi într-o lume nesolidară. De altfel, o țară. De fapt, România, țara este la Iași. A fost de departe creuzetul culturii, centrul culturii românești, de aici a plecat tot. A fost capitala Moldovei, în 1564, Alexandru Lăcușneanu. La 1600, Mihai Viteazul aici a consimțit. Și nu mai vorbim de 24 ianuarie 1859, Principatul Unit al domnitorului Ioan Cuza. Favoritorul, de fapt, de drept a statului național unitar modern. Și multe altele pe care Iașiul le are. Primul orologiu, nu? Dacă la 1638, dacă nu mă înșel, al Vasile Lupu. Prima lucrare filozofică a lui Dimitrie Cantemir, 1698, un geniu al intelectualității internaționale. Ne mai vorbim de primul teatru național, prima grindă botanică și lucrurile pot continua. Dar trei lucruri sunt fundamentale pe care vreau să le subliniez astăzi. Aici este Academia Română și capitala Principatului Național Unitar Modern, cum spuneam Alexandru Ioan Cuza, și al treilea este stâlpul istoric al credinței ortodoxe, Patriarhul Nicodim, al doilea patriarh al României. Sunt trei lucruri fundamentale pentru care Iașiul este emblema și steaua României. De departe, figurile marcante, eroi acestui neam, plecând de la Eminescu, Alexandri, Creangă, Cogălnicianu, fără de care unirea n-ar fi avut loc, apoi Spiru Haret, Petre Carp, Ionel Teodoreanu, Teodor Paladi, sunt figuri formidabile pe care națiunea română le-a dat. Și a fost acest naționalist de care se vorbește astăzi la toate colțurile străzii, de cele mai multe către fariseismul care a luat locul idealului național, naționalismul s-a avut ca ideal din partea lor, a înaintașilor, veșnicia poporului român. Aici a fost baza lor fundamentală, în veșnicia poporului român. Așa a tratat-o și Eminescu de fiecare dată. Și asta a fost crezul lui permanent. Și anume, rămânem ceea ce am fost. Sau cum spuneau dacii, suntem ceea ce suntem și nu vom fi decât ceea ce suntem. Dar sunt lucruri dincolo de ei și cei care astăzi, sporadic sau fals, îi anunță, pe care poporul român nu le cunoaște nici acum. Și le iau ca exemplu pe Emil Dragoviță, academician, scris aici, 1868, profesor universitar, fondatorul Institutului de Biospeologie, unic în lume, misiunea științifică a vasul Belgica de descoperirea Antarcticei, făcută de Emil Racoviță, un geniu universal al științei în domeniul biospeologiei, a murit de foame la Cluj, în 1900.
47. Acesta a fost cel care a fost apărat, în ghilimele spus, sau omagiat pe cei de astăzi ca fiind de miracol. Am venit de foame la atunci. De foame, zice spunând, de foame. Chiar dacă suntem la Iași, în Moldova, că tot am vorbit de Racovița, a fost Simeon Neherinți, în Vrancea, fondator Institutului de Geografie, profesor universitar, membru al Academiei Române, și care, înainte de moarte, prin zona anilor 60, neavând nimic din ce să mai trăiască, a scris o scrisoare Ministrului Educației, cu orientativ următorul conținut. Spus, domnule ministru, subsemnatul Simeon Neherinți, membru al Academiei Române, profesor universitar, fondator Institutului de Geografie, fiindu-mi sistată pensia și orice drept salariar, vreau să-mi permiteți să cerșesc 2 ore pe zi în fața Bisericii Botean. Dincolo de cuvintele pompoase, aceasta este realitatea. Luați aminte. Cum nimeni nu s-a gândit și nu și-a pus întrebarea că fondatorul școlii moderne care a adus civilizația în acest popor și anume Spiru care a născut la Iași era de etnie armeană și că marele poet național ca nume este un nume sârbesc. Dacă acceptăm că a fi român înseamnă cultura care domină identitatea poporului nostru, să ne amintim și de cei doi. Și ulterior mai putem vorbi. Să știți că rămânem în istorie prin faptele noastre, nu prin vorbă. Ceea ce sunt cu mare avalanșă în ultimii 32 de ani. Care mai de care este mai naționalist și mai patriot? Naționalismul, cum vă spuneam, ca și patriotismul, are ca ideal veșnicia poporului. Nu în genunchierea lui. Nu în sclavagizarea lui. Și, în mod special, nu prin lașitate. Atunci când egoul se pronunță cu mare emfază, ei sunt vinovați. Și tot timpul arătăm la ei. Ei fiind, nu știu, guvernul, parlamentul, aproape că nu mai contează. Chiar dacă știm ce a însemnat un parlament înainte, ce oameni am avut, ce oameni politici, dacă ar fi să-l numesc doar pe Volcescu, genii, și care au preluat o lege străbună, astăzi necunoscută de cei actuali și evident trivializată în esența ei, și anume legea Sarmisegetuzii, care spunea totul pentru țară, nimic pentru mine. Asta a fost legea care a condus această țară. Asta a fost legea. Și nu altă. Pentru că noi ne-am apărat doar pământul. Nu am vrut pământul altuia. Niciodată. Am vrut doar ce este al nostru, să fie al nostru. Și cum a spus scuza, în loc să împroprietărim țăranul român, împroprietărim străinul. Și de asta este plină toată țara astăzi. Țara care în esența ei, la bază, a plecat de la țărani. Este unică în lume acest
combinații și istoria cuvintelor. Astăzi folosim cuvinte fără acoperire și când rostești cuvântul și îl scoți afară, îl scoți și sufletul. Și când sufletul este bolnav, de fapt de aici pleacă boala. Și doctorii nu înțeleg acest lucru. Și au ca fișă exact ceea ce sistemul i-a îndoctrinat. În orice facultate în lumea asta, nu vorbesc doar de România, evident. Dar aici a fost o genialitate care a încercat să schimbe direcția. Și asta s-a întâmplat în perioada interbelică și de toți marii care s-au născut, inclusiv la Iași, de care am pomenit. Astăzi se știe de medicină doar pe fondul existent, doar să acopere trei aspecte. Bisturiu, să taie, injecția, să înțepe și pilula pe care o să o dă un automatism debordant. Și care o consultație nu trece mai mult de 5 minute. Aceeași pilulă ți-o dă și ție, ți-o dă și ție și ție. Cu toate că Marius a spus foarte precis, suntem diferiți și avem istorie diferită. Avem structură diferită. Ne unește un singur lucru. Iisus Hristos. Dar nu ne unește pentru că astăzi lumea nu crede în Iisus Hristos, ci crede în Satana. Dacă o lume întreagă a căzut în genunchi la un singur semn, la un singur semn din vocea dogită a democrației, atunci este grav. Și asta este adevărata față a omenirii. De la fondarea premiilor Nobel, pe care nu comentez că nu este momentul aici, până astăzi, s-au dat 102 premii în medicină. Mă scuzați, numai în medicină. Întrebarea mea, retorică de altfel, este simplă. S-au dat 102 premii în medicină ca împotriva unui virus pe care de altfel nu l-a văzut nimeni să te aperi cu o mască de pânză. E bizar. Pe de altă parte, te gândești simplu că undeva Dumnezeu, acum ceva timp, s-a dus la doctor și le-a spus: păi băieți, iertați, m-am greșit. Nu mi-am dat seama ce am făcut. Uite, mi-a greșit capitolul ăsta de imunitate. Mi-a scăpat. Eram undeva adus cu mintea și nu am făcut ce trebuie. Și vă rog pe voi, uite, voi doctorii, să rezolvați problema asta. Să inventați ceva. Și a inventat vaccinul. Tema principală este să știi cine ești. Să spui întrebarea fundamentală. Cine sunt eu? Nu cine sunt, că sunt directorul unui institut, că sunt un privat al unei, știu eu, unei companii de transporturi, că sunt inginer, că sunt doctor, că sunt arhitect, că sunt jurist. Cine sunt eu? Și după ce ți-ai pus această întrebare, trebuie să găsești răspunsul. Și acum urmează esența, păcatul moralei. Să fii tu în fața ta. Tu în fața ta. Și să te întrebi pe tine însuți, să fie dialog cu tine. Nu cu duhovnicul, nu cu soția sau soțul, sau cu cel mai bun prieten, sau mai știu cum. Cu tine însuți. Păcatul moral. Este ceva foarte greu. Este fundamental. Și vreau să realizați că în aceste momente suntem pe o cale formidabilă. Este un ceas istoric. Pentru că ăsta este momentul pe care și l-au dorit sfinții noștri părinți. Și au regretat că nu pot trăi aceste vremuri. Pentru că astea sunt vremurile de cel mai mare curaj posibil. În care tot ce ni s-a dat
tot ce vedeți în jur, tot acest sistem haotic, dezmetic, care nu face decât un singur lucru, este lupta împotriva lui Dumnezeu. Asta este ce se întâmplă astăzi, nu este nimic altceva. Când vorbim de crize economice, de financiare, de toate poveștile astea, COVID, nu știu ce. Astea sunt detalii. Lupta care se dă astăzi este împotriva lui Dumnezeu. Dar că Dumnezeu nu poate să fie învins. Dar sunt unii care cred că poate să fie învins. Și aici este trufia. Deci ce vă spun? Pentru că orice fel de societate, orice fel de construcție poate să fie distrusă de două lucruri. De lăcomie și de trufie. Lăcomie atunci când dorești să posezi ceva ceea ce nu se aparține, inclusiv puterea. Și trufie atunci când pui pe primul loc a ști pe ceea ce crezi. În detrimentul celorlalți, evident. Una este ceea ce știi, și asta în general se face din experiență, și alta este ceea ce crezi. Astăzi sunt la putere cei care cred. Ceea ce este cel mai tragic însă, este că îi transmit aceleași teme ale lor poporului și poporului crede. Eu vă spun foarte clar, în momentul în care ați crezut în autorități și mai ales în cele care sunt contrare filonului sublim Dan Eminescu, care spunea împăratul țăran iese pe prispă seara și vorbește cu țara. El n-a spus împăratul. A spus împăratul țăran. Aceste valoare inestimabilă a unui de stat, pe care tot el a spus-o, care ia din tot bagajul existent în jur cea mai bună soluție pentru progresul țării lui, pentru o jumătate de secol sau un secol. Asta trebuie să se întâmple astăzi. Pentru că este o situație, o conjunctură fabuloasă, cel puțin pentru țara noastră. Ne-am putea să facem un salt astăzi gigantic, gigantic, credeți-mă, economic și social. Ne-am putea să recuperăm în 2-3 ani ceea ce am pierdut în 100 de ani. Totul. Totul. Dacă ar fi oameni cu o singură condiție. Să aibă dragoste de țară. Dumnezeu să nu știe nimic. Deci eu vă spun. Tot timpul sunt întrebat, domne, ce soluții sunt? Firea să fie ele de soluții, că m-am plictisit de ele. Dom'le, singură soluție, domnule. Una singură. Să ai dragoste de țară. Cum are mama dragoste de copilul ei. Păi dacă o mamă își vede copilul în pericol, nu vrei să te întâlnești cu o leoaică. De aceea nu am înțeles niciodată de ce s-a pus tot timpul tema, evident, pe o zonă de manipulare foarte fină. Emanciparea femeii să fie egală cu bărbatul. Păi n-are cum să fie egală, domnule, că este deasupra bărbatului. Cu mult. Cu mult peste. Asta nu înseamnă că vorbesc în detrimentul bărbatului. Are misiunea lui, pe care nu poate să o facă femeia. Dacă l-a îmbrățișat și l-a trimis la luptă, știe pentru ce se duce. Oricum, vă rog ca la finalul acestei conferințe să nu uitați să vă deschideți telefonul. Este interesant cum omul depinde total de o plachetă. Știți, și asta o folosește în viața zilnică. Ștefan cel Mare nu își chema răzești la loc să prin iPhone sau Samsung. Sau nu știu, poate greșesc eu, dar nu cred. Nu-i chemat. Știți, nu vreau să mă înțelegeți greșit, mai ales pe faptul că e bine să se filmeze, nimic de spus, dar telefoanele tot timpul, știi, se filmează. Știți, când vezi răsăritul de soare, ești la malul mării și îi spui iubitei, dragă, uite ce frumos răsărit de soare,
S-a pierdut răsăritul de soare. S-a înțeles. S-a pierdut. Nu mai este. Nici pentru tine, nici pentru el. Tăcerea mută te regăsești în ea aflând cine ești. Altfel n-ai nicio șansă. Din punctul meu de vedere, poporul român are capacități gigantice de a se reface. De aceea nu cred că este vorba de deșteaptă-te române, ci renaște-te române. Chiar dacă identitatea cetățeanului a fost înlocuită cu cardul de credit. Și cea mai mare falsificare a esenței umane este atunci când l-ai transformat pe om, cum este astăzi, în căutător de oale și arginți. L-ai defăimat. L-ai anulat. L-ai subjugat. L-ai trivializat. Și ai anulat exact esența vieții ca ființă umană demnă. Suveranitatea. Responsabilitatea. De aceea n-am înțeles niciunii dintre noi ce înseamnă responsabilitatea, decât foarte rar. După lovitura de stat în 1989. Pentru că libertatea este de a fi responsabil. Responsabilitatea de a fi. Când ești responsabil, acela e mijlocul de a te întâlni cu Dumnezeu. Dar să fii responsabil pe viața ta. De aceea, ceea ce se întâmplă legat de acest aspect este că nu doar că nu mai suntem responsabili fiind transformați în căutători de, cum spuneam, de oale și arginți, ci se dă drumul și la fraudă. Și mai importantă decât frauda în sine, a ceea ce s-a întâmplat, cum spuneam odată, tot ce s-a de la Ștefan cel Mare până astăzi, tot ce s-a furat este mai mult decât s-a pierdut în perioada respectivă. Este autofraudă. Faptul că ne furăm de unii singuri căciuri. Industria farmaceutică, unde vă duceți constant, vă dorește sănătatea, ca și supermarketurile vă doresc să vă alimentați bine pentru sănătatea voastră, așa cum industria de armament dorește pace. Exact așa. Și atunci Pământul Strămoșesc vine și spune, ca asociație, aduceți săranul român în față. Eu vă spun că există și ar trebui să fie știința țăranului. Asta este adevărata știință. Știința țăranului. Ăla știe despre ce este vorba. L-ați văzut un țăran, parcă și acum imaginea, când seamănă lucernă, are așa o desagă aici sub braț și cu mâna dreaptă desfășoară degetele într-un evantai perfect, egal cu divinitatea și aruncă sămânța cu o precizie fabuloasă pe solul tot de el lucrat și tot de el însămânțat exact când trebuie, la luna în creștere, la luna plină, nici când a plouat mai mult, nici când a plouat mai puțin, ci exact când a plouat cât trebuie. Este o știință asta pe care am moștenit-o unii de la alții. Aia n-a fost niciun vaccin, n-a fost nicio înțepătură. N-a fost nicio ideologie. Așa am primit de milenii, de la om la om, de la mamă la fică, de la fică la, de la mamă la fiu, de la părinții noștri am primit această identitate națională.